Într-adevăr, vineri, sâmbătă și duminică am avut 3 zile de activități cultural distractive pe raza municipiului Giurgiu. Din punctul nostru de vedere, privind ordinea și liniștea publică, nu am avut probleme deosebite. Mulțumesc locuitorilor municipiului Giurgiu că au avut un comportament civilizat. Au dat de vadă încă o dată că civilizația în Giurgiu începe să spună cuvântul. Mici probleme am avut cu tineri între 15 și 20 de ani, care mai recurg la acte de sustragere a portofelului, geanta deschisă să vadă ce e în geantă să sustragă, cât și telefoanele mobile. Incidentele menționate de directorul poliției locale au fost izolate. Pe ansamblu, giurgiuvenii s-au comportat cât se poate de civilizat. Evoluția înspre bine a cetățenilor din punct de vedere a ordinei și liniștei publice se vede. Este un ajutor pentru noi, un lucru extraordinar de bun, care ne bucură, că oamenii înțeleg rolul pe care îl avem noi în societate de a păstra ordinea și liniștea publică. Oamenii noștri au fost prezenți de dimineața și până la orele 24, în așa fel încât să nu se întâmple probleme deosebite care să nu le putem rezolva în timp și la momentul respectiv. Poliția locală va asigura ordinea și siguranța publică și zilele următoare cu ocazia manifestărilor organizate în port de Ziua Dunării. Directorul Poliției Locale a precizat modul în care decurge colaborarea cu celelalte instituții de pază și ordine. Alături de noi în aceste activități au fost jandarmii și Poliția Municipiului Giurgiu. Am colaborat foarte bine, nu ne-au suprapus în activități, colaborăm foarte bine în continuare și ne facem datoria față de cetățean.